Echipa România Văzută din Tractor a dat azi startul traseului care va promova zona de vest a României. Prima filmare a avut loc chiar în curtea USAMV Timișoara, partenerul instituțional care a recomandat mare parte dintre fermierii aflați în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, care vor fi vizitați în acest an. Am aflat cu această ocazie că în următorul an de învățământ, universitatea va oferi studenților șansa de a experimenta statutul de antreprenor. Practic, studenții se pot înscrie într-o competiție numită USAMV BT Sunt Eu, iar în cadrul proiectului, studenții pot pune în practică idei de afaceri din 11 domenii de activitate conexe agriculturii. Smart Agriculture, industrie alimentară și procesare, zootehnie, medicină veterinară, biotehnologii, turism și agroturism, cultură mare, legumicultură, floricultură, peisagistică și plante medicinale. Tineri din 6 facultăți reuniți în echipe vor învăța să expună unor potențiali investitori ideea lor de afaceri. În acest caz, o echipă de profesori din cadrul universității. Unitatea de învățământ, în schimb, va pune la dispoziția studenților o suprafață de 50 de hectare, în funcție de specificul proiectului, laborator și spațiu de producție și va asigura costurile de implementare a afacerii. Micii afaceriști vor munci practic în ferma sau cultura lor pentru a-și produce materia primă pe care tot ei o vor prelucra pentru a scoate pe piață propriul produs. Prin acest proiect de educație antreprenorială, universitatea își propune să inspire încrederea și pregătirea necesară ca în finalul studiilor studenții să poată demara propria afacere.